Una de sud. De sud, așa. Și tot atunci, legat de centură, s-a discutat de reactualizarea proiectului de urbanizare. În ce fază este această reactualizare? Pentru că sunt vreo 300 de aprobări apăsând local pentru revenire, pentru îmbunătățirea cubului de corectare în majoritatea și pe așteptă și nu știa nimeni ce să facă. Cubul municipiului, proiectul local este actualizat, finalizat, actualizat și votat în Consiliul 2016. Bun, la acela s-au făcut reclamații și s-au făcut acțiunile alea. În urma noului cub, într-adevăr, s-au făcut foarte multe plângeri prealabile, în care lumea cerea modificări ale cubului ca să-și poată exploata zonele sau terenurile care le aveau. Câteva dintre ele, într-adevăr, au trecut la vot în Consiliu. Consiliul a fost de acord cu plângerea prealabilă și modificarea UTR-ului respectiv, după cum solicitau cetățenii. După ce am făcut acest lucru, toate aceste proiecte de hotărâre au fost atacate de prefectură în instanță, în sensul că, dacă tot s-a aprobat aceste modificări, atunci trebuie trecută la o nouă actualizare a hotărârii. Adică ce ai aprobat să se schimbe în punct, să fie prins într-un punct nou, cu modificările, într-un fel la un moment dat, așa este, dar o altă actualizare a cubului și la ultima întâlnire s-au lucrat 10 ani, dați seama. Nu, da.